A venit timpul să facem un clip despre licitații, cum se calculează prețul, tipurile de licitații, pentru că am primit foarte multe mesaje în ultima perioadă de ordinul sutelor. Oricum am depășit peste 500 de persoane, deci am vorbit cu o grămadă de oameni. Între timp am dat și niște comenzi de mașini, asta o să filmez când o să vină mașinile. Vă rog frumos! Dacă nu sunteți hotărâți la o mașină sau nu aveți un buget suficient de mare pentru o mașină, nu mai scrieți, pentru că ne pierdem timp amândoi. Sau dacă veniți să-mi spuneți, păi da, dar am văzut eu pe lex sau pe Autovid mai ieftin, dar mi-e frică că o să mă păcălească și de-aia am venit la tine, la fel. Ne pierdem timpul degeaba. Pentru că nu sunt singurul care face asta, nu poți să să-ți dau poate cel mai bun preț, dar măcar vezi mașina în Germania, în Olanda, unde vrei tu, ți-o alegi tu, știi că sunt kilometri real și mi se par două avantaje destul de mari astea. Mai mult dată am cu ce să te ajut. Ok, hai să trecem la episod. Sunt mai multe tipuri de licitații, avem licitație țintă, uh, care de obicei induce lumea în eroare foarte mult. Avem licitație dinamică, dinamică, X time și țintă, licitație cu cumpăr acum și licitație oarbă. Bun, ideea este următoarea. Foarte multă lume este indusă în eroare de licitațiile țintă. De ce? Eu acum nu sunt conectat pe cont, iar voi o să vedeți prețul țintele 6400. Ei bine, asta este un preț care de obicei este depășit foarte, foarte repede. Deci, nu o să fiu conectat, voi o să vedeți prețul țintă de 6400 sau cât era, imediat să mă conectez, voi că nu vrea să mă țină minte, nu știu de ce, poftim, da? 6400 și prețul curent e 7000 și ceva plus perioada X-Time, imediat o să vă arăt pe viu ca în care treaba cu perioada X-Time, intrăm aici la licitație și sunt pe Olanda, cred, Mă rog, o să vă arăt în momentul în care mașinile vor intra în X-Time, ce înseamnă perioada X-Time, cum se procedează și așa mai departe. Deci, ideea este că voi vedeți numai prețul ăsta, dar nu o să se vândă mașina pe banii mai mult ca sigur. Care e treaba cu licitația țintă și X-Time? De obicei, dacă prețul țintă este atins, iar prețul curent la finalul licitației este cel mai mare al meu, adică să zicem că licitația se încheie la 8.000 de euro, și am depășit prețul țintă de 6400, în 99% la 100, dintre cazuri mașina se vinde, sunt șanse foarte mari că mașina se vinde. un fel de cumpăr acum, dar mai complicat puțin, o să vă arăt imediat cum se procedează și next time. Cum se calculează prețul, o să o luăm la fiecare mașină în parte, o să fie un timp mai lung, dar vreau să înțelegeți cam care e ideea. Să presupunem că eu o să licitez 8.000 de euro pe mașina asta. 8.340 de euro înseamnă costurile pentru radiere, mă rog, costurile specifice țării, 165 de euro se vă duce către Adesa, iar totalul pe factură de la ei, dacă nu e transport, va fi de 8300. Dacă o să mergi mai jos puțin și o să vrei și transport la mărăcineni unde vin mașine, 468 de euro se adaugă. Ei bine, pe atâta mașina va fi facturată, 8340 plus 460 sau cât era acolo. Bun, peste prețul ăsta ce se adaugă ca mașina să ajungă în țară? se adaugă comisiunul meu, nu știu, depinde de mașina asta, le vorbim în privat și se adaugă taxele către stat, impozitul, după care se adaugă TVA, adică dacă mașina asta e 8800 să zicem, plus 200-300.000, plus impozitul la suma pe care eu o facturez fără TVA, plus TVA 19%, adică o să ajungă pe la 10.000 și ceva. Ideea este că, pe baza istoricului meu pe site-ul ăsta, cu toate taxele incluse, mașina au preț corect și de multe ori mai mic decât în țară, pentru că măcar o vezi aici și știi că sunt kilometrii, după cum a spus mai devreme. Doar că lumea crede că eu de la 7700, cât e mașina asta, până la 10.000 ceva cât costă adus în țară, eu îmi bag 3.000 de euro în buzunar. Nu! Sunt taxe, sunt taxe de licitație, sunt taxe de transport, este TVA, este impozit de plătit și așa mai departe. Știu, 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 știu. 80-90% din firmele care activează pe ADESA nu plătesc chestiile astea, știu. Fiecare se descurcă cum poate, n-a nimic cu persoanele de genul, bravo lor, își asumă, eu nu vreau să fac asta. Eu vreau să plătesc TVA, să plătesc o ce ține chestia asta. Deci așa se calculează, se ia prețul la care se câștigă mașina, plus taxele de licitație, plus transport, plus taxele pe care eu le-am către stat și comisiunul meu, plus TVA. Așa se cumpără. Dacă aveți o firmă plătitoare de TVA, niciun fel de problemă, îmi plătiți mie TVA-ul pentru că eu sunt obligat să facturez cu TVA, fiind firmă plătitoare de TVA, iar voi ulterior vi recuperează la stat. Mai are o minu și intră în mașina. Bun. Licitația dinamică. Ce înseamnă licitație dinamică? Se licitează până în ultimele secunde, iar oferta cea mai mare de obicei câștigă mașina. Dar dacă, de exemplu, oferta cea mai mare este de 7200, șansele sunt relativ mici să se câștige mașina. Dar depinde, se poate vinde, adică nu e o regulă să se ajungă la prețul estimat cu șansă mare, adică 7800 pentru a se vinde mașina. Ce este ultimo? Ultimul este un serviciu ce ți oferă șansa de a licita în ultimele 5 minute după ce câștigi licitația. Dacă, de exemplu, eu voi oferi 7800 și câștig licitația, am oferta cea mai mare, o să primesc un mail, mă rog, și mașina va intra în perioada ultimo, voi avea încă 5 minute în cazul în care vreau să plusez oferta sau nu. La fel, fără TVA și prețul e foarte simplu, o să punem 7000, 7460, și transportul o să fie încă vreo 400, 500, să zicem, aproximativ. Deci te duci în aproape 8.000 de euro, plus, nu știu, 5-600 de euro, 1.000, adică comisiuni și impozit și ce taxe mai sunt, plus TVA și o să ajungi la un preț decent nu un cașcai din 2016. Dar na. Hai să vedem, probabil am intrat acum mașinile în X-Time, să vă arăt exact cum, deci mergem aici la licitații, să vedeți exact cum se desfășoară o licitație X-Time. Uh, Germania, ok. Ia să vedem X-Time. Ok. Asta este perioada X-Time. Acum se bagă toate mașinile din licitația respectivă în perioada X-Time. De obicei în X-Time urcă destul de mult prețul și trebuie urmărite mașinile. Tocmai de asta o să vă arăt exact cum se procedează. Se pregătesc mașinile, se spune prețul curent, uite de exemplu 6500 preț țintă și ajung la 8300. Așadar, o să așteptăm ca mașinile să intre în X-Time, durează să zicem un minut, două și o să vă arăt exact cum funcționează. Mașinile în X-Time stau undeva la 15, pe 20, 30 de secunde, depinde de țară, depinde de mai multe chestii, depinde dacă se mai licitează sau nu, dar o să revenim aici puțin mai târziu pentru că durează până când se pregătesc mașinile. La fel, licitație dinamică, oferta cea mai mare în momentul în care, uite, de exemplu, aici prețul estimat a fost depășit, 8400. Se poate și asta, dar se poate să nu se ajungă la preț și totuși să se vândă mașina. 8400, 8500 dacă aș da vine 8900 cu 500 transport, cu taxe, cu tot, plus TVA. Așa se calculează, așa se facturează, așa este legal. Deci așa se calculează prețurile. Fac o mică paranteză. Foarte multă lume mi-a zis, pe păi, da, dar tu cu 8000 de acolo și tu mi cer mie 11 mi-a dus în țară. Că mai bine mă duc eu și eu cu 8000 și o aduc cu 500 pe platformă sau pe roți. Da, dar eu o iau fără TVA. Tu dacă o să te duci în Germanica sau unde crezi tu, pentru că multă lume nu e informată și vine și mă înjură și crede că eu iau 1000 de euro la o mașină. Nu e adevărat. Dacă tu o să te duci oriunde în lumea asta ca persoană fizică, nu o să o iei fără TVA, o să o iei cu TVA, o să se perceapă anumite taxe și s-ar putea să ajungi chiar mai scump. Plus că există riscul să se strice pe drum sau stai stresat, tocmai de-aia merg cu Adesa și în momentan cu ei am lucrat și am fost mulțumit, pentru că îți asigură transport, îți trimit tactele în două zile de când ridici mașina, adică îmi se că sunt foarte profi, plus că există posibilitatea să-ți mașina fără să o achizi integral, momentan nu am acces pentru că n-am adus 5 mașini, dar mi se pare cel mai ok și îți spune cam toate defecte pe care le are mașina. Lucru pe care 80% la 100 din din România nu o să ți l spună niciodată. Bun, și în X time foarte frumos se urmărește mașina să presupunem că cineva vrea la comandă și mi-a trimis deja avansul pentru for Focus, nu știu cum. El mai are 15 secunde. Dacă eu voi licita, de cele mai multe ori se mai, se mai bagă niște secunde în plus. Dacă nu se bagă și este licitație X-Time, trec secundele și vedeți, apare o mașină nouă. Și aici ai 15-20 de secunde dacă urmărești o anumită mașină să mai licitezi pe ea să poți o prinzi. De exemplu 4200 și are preț estimat 5000. Aș putea să dau 4600 și să am o șansă mai mare să o prind. De asta zic, nu e obligatoriu să se ajungă la prețul, uite acum 4400, de se vede în timp real că prețurile cresc. La fel, Fordul ăsta avea preț estimat 4900, ajung la 6400. Ideea este că mașinile aici nu sunt scumpe, sunt mașini bune. Mașini care au fost luate de noi, au ieșit din leasing sau din garanție și au fost vândute. Mașini care au stat numai în reprezentanță. Însă oamenii sunt obișnuiți cu ieftin și bun. Nu, nu există. Cel puțin la mine nu există ieftin și bun. Trebuie plătite niște taxe și vă asigur că 90% dintre mașinile de aici sunt ok. Acum, dacă tu vrei o mașină de 7.000 și o să găsești la 6.000, sau la 5.000 și are și kilometri și așa, îți dai seama că o să vină, trebuie să-i schimbi și tu un ambreas sau ceva, că mă gândesc că are o anumită problemă. De multe ori se menționează în anunț. Adică dacă vrei chilipiri, îți găsești o chilipiri, dar o să mai schimb ceva la ea, pentru că nu o dă nici străinul degeaba. Asta vreau să înțelegeți voi. Mulți cred, a, pe mă duc și eu din afară că sunt ieftini acolo și fac și profit. Duceți-vă, stați pe avioane, stați pe dube, stați pe, mă rog, pe dube, veniți cu ele pe roți, stați stresați că poate vă pică ceva la ea. Pentru că, na, nu știu, e alegerea fiecăruia, nu are rost să stau să mă încerc. Sunt persoane dispuse să se plătească, sunt persoane care nu. Cei care sunt dispuse să nu plătească o mașină în momentul achiziției, s-ar putea să plătească ulterior. Însă am obosit să dau mereu aceleași explicații și nu are rost. Deci asta este licitația X-Time, cam așa se desfășoară, mașinile sunt băgate într-o sală specială de licitație și se mai licitează peste ele, nu știu, 15 pe secunde. Bun, deci am lămurit-o cu dinamică, cu ultimul și fără TVA. O să vă arăt și una cu TVA ca să vă explic exact cum e. Bun, avem această seria 1. În momentul în care voi veți intra pe site fără cont, este exact aceeași situație ca și aici. 8300 și mașina e deja este în X-Time. 8300 și a fost 6400. Bine, și la 8300 cu TVA și tot mi se pare un preț ok pentru un A3 din 2016 va și pe carte. Seria 1. Să presupunem că vrea această mașină. O să fie licitație X-Time și prețint 8200. De obicei, după cum am zis, dacă se depășește prețul ăsta și am cea mai mare ofertă, câștig și mașina. Vă că a fost oricum au fost ceva licitațiile aia. 2017, foarte ok mașina. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că mașina bună se plătește oriunde în lumea asta. Adică cineva, gândiți-vă că a cumpărat mașina asta de nou cu 30.000, nu o să o dea pe 6.000 de euro aici niciodată. Că e logic. Bun. Deci, X-Time și țintă am explicat cum funcționează. Cumpărarea acum este licitație cea mai simplă vrei mașina asta, să zicem, e prima care mi-a ieșit în căutare ca și idee. Bine, dacă nu aveți cont, o să vă apar, de fapt o să mă deloghez, dar o să dureze, mă rog. O să vă apar undeva aici jos, dacă nu aveți cont, preț pentru cumpărare acum 6200. Și dacă o să fie 6200, punem 6485 cu 443 transportul, te duci în 6900 și ceva. Plus, nu știu, impozit și cât îmi iau eu, plus TVA, te duci în 9000 de euro, să zicem. Da, dar pentru o mașină 2016 cu kilometri puțini, Bine, nu știu câte lume pe jur la noi în țară, pentru că nu nemțească, dar ca idee. Cam așa se face. Bun. Licitarea oarbă. Care este treaba cu licitarea oarbă? E bine când voi veți intra pe site, la mașina asta o să vă arată preț curent așa. Adică 0. Nu, nu este prețul 0, Ideea este că licitația oarbă, ce înseamnă mai exact? Ei îți vor da o estimare, doar că nu vei ști care este prețul curent. De exemplu, dacă eu acum o să pun 5.000 de euro, uite ca și de să vă fac demonstrație pe live. Oferta dumneavoastră a fost depășită și automat voi ști că cineva are deja un preț estimat, setat deja de peste 5.000 de euro. Cam asta e treaba cu licitația oarbă, nu știi care este prețul curent, însă te poți ghida pe șansa medie de a obține această mașină. Eu dacă voi oferi 35.000 și văd că aici o să scrie ați plasat oferta cea mai mare, înseamnă că momentan am cea mai mare ofertă și este posibil să câștig mașina. Cam asta e ideea. X time-ul v-am arătat cum este și hai să vă arăt și cu 8600 de deja urcați. Hai să luăm, de exemplu, orice fel de mașină, mergem aici la regim TVA, TVA inclus. Și hai să vă arăt cum se calculează acele cu TVA inclus. E pasat ăsta, mi-au scris mult despre el, dar nu domne că e scump. Adică ăsta ar veni undeva la 4500 de euro în țară, cred. Nu știu dacă să-l mai rebage în licitație, dacă ai idee. Bun, mașina este 2700, să presupunem că o să dau o 2800. Care e treaba cu TVA-ul inclus nedeductibil? Eh, ideea e destul de simplă. Ei îți vor calcula aici un TVA de 80 de euro direct în taxele lor, unde, bineînțeles, 3271, o să pui vreo 500 transport, cam atât pe Italia, te duci în 3800, să zicem. Da, dar nu vei mai pune TVA-ul integral, să presupune că mașina este facturată, este vândută de adesa cu 3800, iar eu cu taxele mele, cu tot ce trebuie, ce o voi factura pe nu știu, 4300, iar eu voi fi nevoit să vând, să vând mașina și să plătesc TVA-ul la marja de profit. Asta este treaba cu TVA inclus în preț, iar cele cu TVA inclus în preț, de cele mai multe ori, sunt mașini de la proprietari privați, tocmai de aceea este marja de profit, nu este TVA-ul de plătit la suma întreagă. Ca și idee, uh, să zicem că diferența între factura de la Adesa și factura pe care eu o eliberez o să fie de, nu știu, 500 de euro. Eu trebuie să plătesc TVA și să-l trec factură de... 19% din 500 de euro, adică vreo, nu știu, 80 și ceva, 90 de euro. Cam asta, ideea e că plătești la suma asta în loc să plătești, nu știu, 800 de euro TVA, o să plătești 80 cu 80, 100. Ești mai bine, într adevăr. Și cam asta e treaba cu licitațiile și cu cum se calculează prețul, sunt multe tipuri de licitații, sunt multe tipuri de mașini, ca să zic așa de menționat, verificați întotdeauna rubrica de daune. Dacă spune că e zgriat, nu e o problemă. Uitați-vă pentru că la unele scrie, bate volantul, nu știu, se aude motorul urât, habar n-a bine, la asta nu cred că e cazul, că mașini destul ok. Mai ales pe Olanda. La fel, Uitați-vă la rubrica de daune pentru că sunt mașini care au înregistrare întreținere. Aici se vor găsi toate reviziile mașinii, mă rog, aici nu sunt chiar toate, dacă ai idee. Sunt mașini de leasing, exact ce ziceam, care au fost ținute numai în reprezentanță. De asta nu o să le dea pe preț de nimic, dar sunt și mașini bune. Asta e chestia pe care oamenii trebuie să înțeleagă. La fel, uitați asta e pe Belgi, înregistrare întreținere. Uite, istoric full, de la 0 km. O, uite, de la prima revizie. Însă oamenii spun, nu frate, că sunt scumpe mașinile, că am văzut eu pe Olix. Oricum, 80% din cei pe Olix e luat de aici nu că le convine, doar că sunt mulți care am zis, nu achita așa ceva, nu achita impozit, nu, na, asta e treaba la noi în țară, dar se poate, se poate și legal, pentru că mi se par că mașina au preț bun pentru ceea ce oferă. Acum că oamenii sunt pretențioși și vor pe degeaba, scuzați-mă, pe mine nu se poate. Și plus că gândiți-vă că aveți 60 de poze la o mașină. Păi multă lume zice, păi am văzut ei pe mobile. Vă zic povestea și cu mobile și cu autoscout reprezentanțele din Germania nu o să dau nume, dau kilometri înapoi înainte de, înainte de revizie. Și tu, mașina aia are 60 de mii într-un an și o să dai kilometri înapoi înainte de prima revizie și o să aibă 20.000 la prima revizie. Ghiși ce? Și dacă reprezentanța îți va da kilometri înapoi, nu o să îi găsești tu cu niciun tester, pentru că o să ți dea de pe oriunde, până la urmă e reprezentanță. Așa că nu vă, nu vă mai gândiți că pe Olex toate sunt impecabile și sfinte și așa mai departe, că nu e așa. Da, tot pe Ulix arată impecabil, dar gândiți-vă că mașina, Mamă, ce are asta aici? Da, uite, măcar îți arată. Uite, cauciucuri și toate cele. Bun, ideea e că sunt mult mai multe chestii, însă am vrut să le muresc pe asta cu cum se calculează prețul. Dacă la fel vi se pare scump, cumpărați-vă de pe Ulix, cumpărați-vă din țară. Rugămintea mea ar fi să nu mai trimiteți anunțuri din țară, Ca am văzut eu mai ieftin, că uite ce părere ai, pentru că nu am nicio părere, nu vreau să mai dau cu părere despre ce se vinde în țară, știind ce se vinde în țară și că majoritatea n-au kilometrial și sunt cum sunt, dar nu vreau. Din respect pentru mine și pentru alți dealer, ca să zic așa, nu vreau să mai dau cu părerea pentru că așa mi se pare corect. Știu că e greu pentru cei care s-au uitat până la final. Am un Nissan Qashqai 2011 pe care o să-l aduc pentru revânzare pentru mine. Este pe drum și mai am un Passat CC ce pe care l-am adus la comandă. Asta o să facem un vlog când o să vină. Știu că durează până când oamenii o să prindă încredere, că domne că trimit bani înainte și așa mai departe. Ok, dacă ai trimite un bișnițar să-ți ia mașina în Germania cu platforma, nu i-ai banii bani înainte? Da, oamenii sunt cum sunt. Ok, ăsta ar fi episodul. Dacă mai aveți anumite întrebări, pentru că au fost multe persoane care mi-au zis, dar care e comisionul tău, dacă e așa, așa se calculează prețurile. Și o mașină de 10.000 aici, să zicem că vine 13.000 și puțin în țară, nu mi se pare deloc mult, pentru că e un preț corect pentru mașina aia. Totodată am avut cazuri de genul la 5.000 de euro vreau și un Passat ce. Vă rog, nu mai dați mesaje de genul ăsta pentru că nu dă nimeni, 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 nimeni mașinile degeaba. Și totodată am primit mesaje de genul a, licitează tu mașina că îți dau banii dacă o câștigi, niciodată. Eu îți eliberez factură pe avans, îmi trimiți avans 10% sau mai mult, depinde ce valoare are mașina. Dacă nu o câștig îți dau banii înapoi, dacă o câștig îți fac factură pe restul de bani. Dacă nu mai vrei mașina, avansul se pierde pentru că eu trebuie să achid mașina n-am Așa că vă rog să fiți foarte atenți și să vă gândiți bine înainte să ziceți da sau nu, sau facem sau nu. Da. Dacă mai aveți întrebări, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, aveți numărul de descriere. Și tot aici fac o mică paranteză. Nu mă mai întrebați cineva zicea că vrea un Nissan Leaf. Și am spus, caută pe site și trimitem. De asta vă la site-ul de scriere. Să vă alegeți voi și să-mi trimiteți să fac o estimare de preț. Cam asta e ideea. Și după m-a întrebat, dar garanție la baterie îmi dai, că am văzut eu că dă Renault. Eu nu sunt Renault, eu nu sunt reprezentanță. Eu intermediez Transacția respectivă și îmi dau cu părerea despre mașina respectivă să zic da e ok ăsta e prețul la care consider că o să ajungă plus minus de 100 de euro pentru că doar la cumpărare acum pot să zic sigur cât e prețul dacă vrei neapărat mașina pentru tine totodată la cumpărare acum nu e obligatoriu să dai eu zic că mașina asta la 5.900 se va vinde sigur deci sunt cazuri și cazuri doar că vreau să o pun în temă și să știți exact care e treaba eu intermediez doar nu vând eu mașina dacă aș că eu voi vinde eu și mi-asum dacă are o problemă dar. La fel ca și voi, ce vedeți voi, văd și eu, dar cunosc site-ul, am luat mașina de aici și pot să zic dacă mașina e în regulă sau nu. Cam asta ar fi episodul, sper că am mai lămurit anumite chestii și persoane și dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentarii sau puteți să-mi scrieți pe WhatsApp. Dar vă rog... Nu mai sunați pentru că nu e număr pentru apeluri, am și o viață personală și așa nu prea mai am avut în ultima perioadă și îmi trimiteți mesaj pe WhatsApp, salut, m-ar interesa mașina asta. În principiu recomand de pe adesa pentru că ai certitudinea kilometrilor și ai o grămadă de poze cu defectele. Poți să aduc și de pe mobile sau autoscout, e puțin mai complicat, nu ai asigurarea kilometrilor, după cum am spus și mai devreme, dar asta e. Oamenii trebuie să înțeleagă și să învețe că mașinile bune, mai ales mașinile noi, costă. Nu că a văzut el în târgu nu știu care, că tu te-și cumpărăți mașină din târg. Pe mine mă poți trage la răspunderea că te păcălesc cu ceva. Ăla nu o să mai găsești niciodată, îți blochează numărul și salut. Doar că la noi în țară, dacă ești onest și drept și spui omului tot ce are mașina și transparent și așa mai departe, pierzi de cele mai multe ori. Și e păcat. Dar asta e. Bun. Asta este episodul. Aștept comentariile voastre și nelămuririle dacă încă mai sunt. Iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!